Medaliate cu aur și bronz la campionatele naționale pe echipe din 2019, micuțele gimnaste de la clubul Steaua București nu au putut să repete performanțele și în acest an. Virusul COVID-19 le-a întors din drum și spre marea dezamăgire a sportivelor, toată munca lor din acest an părea să fi fost în van. Mai vestea că nu vei participa la campionatul național de anul acesta. An. Am simțit foarte tristă, deoarece nu mai putem să Concurăm la campionatul național. Am fost dezamăgită, m-am gândit că la următorul concurs o să fiu antrenată și mai bine și data viitoare o să am medalii. Am fost foarte supărată pentru că ne pregătisem un an întreg și eram foarte pregătite și puteam câștiga medalii. Dar am trecut peste și mai e și la anul în campionat național. Eram foarte tristă și am plâns o zi întreagă. Am fost foarte supărată și mi-a părut rău când am fost. Dar lucrurile nu au rămas așa. La inițiativa managerului Simona German și a antrenorilor secției de gimnastică, sportivele au fost premiate la începutul acestei luni în mod simbolic, cu o diplomă și o medalie de campioană. Clubul Steaua a venit în întâmpinarea voastră și ca o răsplata a eforturilor depuse, va premiat azi în mod simbolic cu o diplomă și o medalie. Cum ai văzut acest gest al clubului? Frumos și Drăguț. Este un gest foarte frumos și le mulțumesc celor de la club că au făcut acest lucru. A fost foarte frumos și mă bucur că am putut să demonstrăm ceea ce știm și cu ce ne-am pregătit. Este un gest foarte frumos din partea clubului și mă bucur că am putut să fac un concurs frumos și reușit. Mi-a plăcut foarte mult și... Sunt foarte bucuroase. Muncitoare, disciplinate și extrem de talentate, gimnastele de la Steaua știu că un campionat național pierdut nu le poate frânge aripile, iar drumul spre împlinirea visului suprem trebuie să continue. Pentru noi sunteți campioane.